tuturor la horoscopul de weekend 23, 24 și 25 octombrie sunt zilele acestui weekend care, nu pot să vă mint, este destul de tensionat. Trebuie să avem grijă la felul în care ne controlăm emoțiile, la modul în care ne manifestăm. Și va trebui să învățăm să ținem orgoliile sub control. Asta este probabil provocarea cea mai grea, mai ales când Luna, planeta emoțiilor, este destul de tensionată și când Marte și Mercur, ambele planete, se află în retrogradare, provocându-ne răbdarea, nervii și felul în care comunicăm. Așa încât vă invit în continuare să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în acest weekend. Însă, înainte de a vorbi despre semne zodiacale, trebuie să-ți reamintesc că în descrierea acestui podcast vei găsi link-urile către canalul meu de Vimeo, unde a apărut horoscopul anului 2021 și link-urile te duc către zodia ta și oferta pe care o am pentru semnul tău zodiacal. Așa încât apasă cu încredere pe link-urile respective. Și dacă vrei să fii notificat cu privire la următoarele mele postări pe YouTube, apasă butonul subscribe care evident va notifica orice postare fac. Acum e timpul să intrăm în acest weekend fierbinte, fierbinte și mai fierbinte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. În acest weekend trebuie să ai foarte mare grijă la relațiile tale personale. Marte în retrogradare este într-o quadratură cu Saturn, Pluton și Jupiter și asta dă multe tunete și fulgere. Deci berbecii trebuie să dea dovadă de multă diplomație în relația cu partenerii sau partenerele lor. Este un weekend de foc, răbdarea este testată, gelozia este testată, agresivitatea este testată, așa încât mai bine plecăm noi berbecii, că și eu sunt berbec, plecăm într-o vacanță departe de toată lumea, cred că ar fi cel mai bine. Ok, deci stai departe de orice sursă inflamabilă a stărilor tale. Și pentru berbecii singuri, este un weekend în care ai foarte multă energie și ar fi înțelept să-ți consumi această energie făcând mai multă activitate fizică. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. În acest weekend, taurii s-ar putea să mai aibă niște lucruri de rezolvat la serviciu. Poate au rămas niște lucrări nefinalizate, poate trebuie să te mai ocupi de niște hârtii, poate urmează un control și vrei să fie totul în regulă, așa încât s-ar putea să fie un weekend destul de agitat și activ pentru tine. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. În acest weekend, punctul forte este dat de abilitatea Gemenilor de a intui foarte bine nevoile celor din jur și de a sări în ajutorul lor ori de câte ori aceștia au nevoie. Partea cu minus a acestui weekend este dată de faptul că gemenii vor fi mai cheltuitori decât de obicei. Ai să bagi mâna adânc în portofel ca să cumperi tot felul de lucruri, numai că aceste lucruri nu numai că îți vor destabiliza bugetul, dar nici măcar nu vor fi suficient de folositoare. Ți-aș recomanda în următoarele zile să te axezi mai mult pe validarea relațiilor de prietenie, să discuți cu cei apropiați, să reactivezi puțin acest spirit al interacțiunii umane. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Ai un weekend de foc. Vineri și sâmbătă. Conflictele apar de pe urma
zonei financiare, nemulțumiri legate de lipsa banilor, credite care te stresează și te presează. Grija zilei de mâine vor fi sau va fi amplificată la cote nebănuite și ai să faci din țânțar armăsar. Lucrurile nu sunt atât de negre pe cât par și soluții sunt, dar soluțiile le vei obține numai dacă vei fi în stare de pace și de liniște. Atunci mintea ta va reuși să creeze realitatea potrivită soluționării problemei. Ai încredere în tine. Asta e cel mai important lucru. Apoi, de sâmbătă la prânz până duminică seara, provocarea vine de la modul în care comunici cu cei din jur. Fii foarte atent sau atentă pentru că nervii sunt întinși la maxim, zona de conflict e foarte ridicată și sămânța discordiei, mărul discordiei va proveni de la orgoliu și niște conflicte sau niște situații nerezolvate la serviciu. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. În acest weekend, leii sunt foarte creativi, comunică cu ușurință cu cei din jur și s-ar putea să-ți lărgești anturajul într-un mod neașteptat și plăcut, cunoscând câteva persoane în cadrul unui eveniment sau ești online și întâlnești o persoană care s-ar putea să îți schimbe optica de viață prin ideile pe care le manifestă. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. N-ar trebui să ai nicio îndoială cu privire la modul în care acționezi sau cu privire la modul în care ți-ai planificat un proiect. Nu mai permite îndoielilor și semnelor de întrebare și nesiguranțelor să pătrundă în viața ta. Ai o minte alertă, știi să te descurci în orice situație, așa încât ai încredere în ce faci. O atitudine hotărâtă va soluționa problema și în acest weekend este momentul să iei niște decizii privind o achiziție sau semnarea unui contract. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna în fecioară, mai trebuie să aibă grijă în acest weekend la un alt element. Fii foarte atentă sau fii foarte atent cum te deplasezi, cum pășești, pentru că zona picioarelor este extrem de vulnerabilă în acest weekend. Mare, mare avertisment, este un weekend în care aluneci pe grestie, îți scapă glezna piciorului pe trotuar, nu ești atentă la un prag de ușă sau la o gaură în pavaj și poți să te alegi cu accidente foarte serioase și nu cred că îți dorești accidente în această perioadă, nici în această perioadă, nici niciodată. Deci, fecioara, ascendentul pe fecioară și luna în fecioară, aveți grijă la acest aspect. Și mergem mai departe pe semnul balanței. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Este un pic de tensiune și cumva ai aflat de o bârfă, de o situație în care imaginea ta era destul de afectată prin modul în care cei din jur vorbesc despre tine. Este foarte important să nu cazi în capcana nevoii de a demonstra că ești mai bună, că ești mai deșteaptă, că ești mai bine pregătită, nu știu, și în relația cu oamenii, și în relațiile de serviciu, și în relațiile de familie. Nu ai nimic de demonstrat. Faptele vorbesc de la sine. Iar cei care în acest weekend pleacă urechea la toate zvonurile care se lansează pe seama ta, înseamnă că nu merită să fie în preajma ta.
În schimb, în acest weekend, balanța este încurajată să acorde o atenție sporită zonei de iubire. Poți începe un flirt online, poți întâlni pe cineva, poți să participi la un eveniment și uite că întâlnești o persoană care te atrage foarte mult. Așa încât încearcă să-ți focalizezi această energie din acest weekend către dragoste, către iubire și încă un element, multă, multă creativitate. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. În acest weekend, Scorpionul are de rezolvat încă niște lucruri rămase în suspensie, în stagnare la serviciu. S-ar putea chiar să-ți iei de lucru acasă, pentru că cel mai important este să predai proiectele pe care le-ai început la data la care ai promis. Este un weekend în care Scorpionul trebuie să muncească, să studieze, să își dezvolte bagajul informațional, așa încât aș numi acest weekend un weekend activ. Și un avertisment din nou pentru Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna în Scorpion. Stați departe în acest weekend de toate bârfele și discuțiile din familie, pentru că s-ar putea ca la sfârșit cei care au lansat zvonurile să scape cu basma curată, iar tu să fii tras la răspundere pentru lucruri pe care nu le-ai făcut sau nu le-ai spus. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. E un weekend în care Săgetătorul trebuie să ia niște decizii. Viața nu se va schimba dacă nu renunți la oameni sau obiceiuri nesănătoase, la persoanele care îți știrbesc încrederea în sine. Învață să pui punct, învață să-i scoți din viața ta pe acești oameni și ai să vezi că lucrurile se schimbă într-o manieră extrem de bună pentru tine. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Simți nevoia să faci o schimbare în viața ta, dar nu știi de unde să începi. Ce-ar fi să te axezi mai mult, mai atentă pe sistemul de alimentație, pe cantitatea de activitate fizică pe care o prestezi și pe numărul de ore de somn pe care le faci? Este un weekend în care Capricornul are ocazia să se reinventeze din punct de vedere mental, emoțional, fizic, așa încât să nu-ți fie frică de schimbările benefice pe care ești gata să le faci. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Este un weekend în care trebuie să fii foarte atent la felul în care te raportezi la colegii de serviciu și la șefi sau superiori ierarhici. Chiar dacă e weekend și fiecare e acasă la el, s-ar putea să păstrezi legătura cu un coleg de serviciu și să apară niște bârfe, niște discuții, niște comentarii care nu și-au locul, nu și-au rostul și nu sunt necesare. Nu cădea în această capcană, pentru că dacă faci vreo comentariu greșit, vreo mișcare greșită, în acest weekend, imediat săptămâna viitoare, vorbele vor fi răstălmăcite și vei fi arătat cu degetul pentru ceea ce ai exprimat. Așa încât fii foarte atent la ce vorbești, ce comunici despre serviciu cu colegii de serviciu. Și ar fi bine ca în acest weekend să te axezi mai degrabă pe familie, pe curățenia în casă, pe ordine și dezinfecție a spațiului în care trăiești, decât să-ți pierzi vremea la telefon cu persoane care nu fac decât să-ți consume timpul și energia. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. În acest weekend se anunță idile la orizont.
Peștii sunt jucăuși, peștii vor să trăiască, peștii vor să experimenteze și este momentul perfect pentru semnul tău zodiacal să începi un mic flirt, să capiți mai multă încredere în tine și să nu ai nicio ezitare să-ți deschizi inima în fața unei persoane pe care ai cunoscut-o. Nu înseamnă că mâine trebuie să te căsătorești cu cineva, ci pur și simplu explorează, simte-te bine și distrează-te. Dragii mei, acestea au fost previziunile de weekend. Vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast și să ne auzim și să ne vedem cu bine și la alte podcasturi și filmări. Pe curând!